Salutare, prieteni! Știați că Pitagora considera cunoștințele muzicale ca făcând parte din domeniul matematicii și, în mod special, din teoria numerelor? Sunetele armonioase, spunea Pitagora, sunt produse de rapoartele exprimate în numere întregi. Și cu cât valoarea numerică a raportului este mai mică, cu atât sunetul este mai frumos. Vă invit în minutele care urmează să aflați și alte lucruri interesante din lecția de matematică! Succes! Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Adrian Troie și sunt profesor de matematică la Colegiul Național Sfântul Sava București. Astăzi, la disciplina algebră pentru clasa 12 -a, voi prezenta două teme. Prima legată de inele de matrice și de funcții, a doua legată de morfisme de inele și corpuri. Multe din lucrurile despre care vorbesc au fost prezentate parțial în lecțiile anterioare. Ne vom axa pe inele de matrice și de funcții pentru început. E A, una din mulțimile cunoscute de numere, ZQRC, numere întregi, raționale, reale, respectiv complexe, și N, un număr natural, evident, diferit de 0. Tripletul format de matricele pătrate cu elemente din una din mulțimile mai sus prezentate și operațiile de adunare și înmulțire cu matrice este un inel. Pentru N cel puțin 2, inelul este necomutativ și se numește inelul matricelor pătrate de ordin N peste inelul A. Fiecare din aceste mulțimi împreună cu operațiile obișnuite de adunare și înmulțire este cel puțin inel. Acest lucru se demonstrează evident și de fapt toate etapele demonstrației se regăsesc în etapele de studiu ale operațiilor cu matrice din clasa A11. Elementele inversabile ale acestui inel sunt matricele cu determinantul diferit de 0. Iar dacă N în continuare este mai mare sau egal decât 2, găsim diferiți, divizorii lui 0 matrice diferite de matricea nulă. De exemplu, aceste M și P, observați că au câte un 1 prezent și în rest doar numărul 0 și se verifică ușor afirmația că M ori P produs de matrice este matricea Pătrată 0, prin urmare avem divizori ai lui 0 în acest inel. Un alt exemplu de inel de matrice des întâlnit în examene este notația I, nu este consacrată, a matricelor A de forma A, D ori B, BA, unde A și B sunt raționale, iar D este un număr întreg fixat. Mulțimea I, împreună cu operațiile obișnuite de adunare și înmulțire are matricelor, este un inel comutativ, lucru pe care îl vom dovedi parțial în ceea ce urmează. Luând de exemplu aceste două matrice din I, A, D, B, B, A, X, D, y, y, X, suma lor se obține mai ca așa, produsul lor de asemenea ușor de văzut ca așa, și, în acest moment, ce trebuie observat? Că matricea sumă are elementele pe diagonala principală egale, iar pe diagonala secundară avem B plus Y și de or B plus Y. Situația absolut similară la produsul de matrice, unde elementele de pe diagonala principală sunt egale, iar pe diagonala secundară avem AY plus BX și de ori AY plus BX. Prin urmare, aceste matrice sumă, produs, au forma elementelor din I. Iar toate elementele aici prezente, A plus X, B plus Y, x plus DB plus BX, sunt firește numere raționale. Bun. De observat că dacă A este o astfel de matrice, opusa sa arată ca minus A pe diagonala principală, minus B și D ori minus B pe diagonala secundară, prin urmare se află în mulțimea I. Așadar, I plus este un subgrup al grupului comutativ M2 de R cu adunarea. Prin urmare, I cu adunarea formează o structură de grup comutativ. De asemenea, observăm că I2, 1, 0, 0, 1, poate fi scrisă ca 1 pe diagonala principală și 0 și de ori 0. 0, 1 sunt evident numere raționale, deci matricea I2 se află în mulțimea I. Înmulțirea matricelor este asociativă, prin urmare, I cu înmulțirea este... Un monoid comutativ, și prin calcul direct obținem a b egal a. B în fine, înmulțirea matricelor știm că este distributivă față de adunarea matricelor, așadar, I plus punct este un inel comutativ. De aici e de reținut că pot demonstra faptul că I cu adunare este grup mult mai economic, observând că este subgrup al unui grup comutativ cunoscut relativ la care nu am nimic de demonstrat, face parte din lucrurile anterior justificate. Acum, studiem dacă I cu adunarea și mulțirea formează o structură de corp. Deoarece aici elementul neutru este matricea I2, inversa unei matrice există, doar dacă detenantul său este diferit de 0. Fie, deci, matricea A din I, A de forma A de B, BA, diferită de 0,2, matricea al cărei determinant este, după cum se vede, A pătrat minus D ori P pătrat. Dacă detenantul matricei este 0 și B este 0, atunci și A este 0. Deci matricea A devine egală cu 0,2. Imposibil. Prin urmare, B nu este 0. În continuare, detenantul fiind 0 din a pătrat minus db pătrat egal 0, se obține că d este asupra b totul pătrat. a și b fiind raționale, a supra b este cu atât mai mult rațional. Și la pătrat, un număr rațional este egal cu un număr întreg, dacă și numai dacă el însuși este întreg, de unde concluzia că d este un număr pozitiv, natural și si esența pătrat perfect. În concluzie, i este inel comutativ pentru orice număr întreg D și este corp, dacă și numai dacă, numărul D nu este număr natural pătrat perfect. Mai departe, o temă mai puțin prezentată este cea a inelelor de funcții. Fie deci o mulțime nevidă D inclusă în R și fie F, mulțimea tuturor funcțiilor cu acest domeniu de definiție D de, cu valori în R. Pentru două funcții din F, Definim funcțiile S și P, logic sumă produs. S de X este funcția f plus g în punctul X, pe care o definesc ca suma numerelor reale f de X plus g de X. Similar, funcția P în punctul X sau funcția produs f/g în punctul X este produsul numerelor f de X/g de X. Toate proprietățile necesare operațiilor plus punct adunare și înmulțire de funcții care momentan înseamnă altceva decât adunare și înmulțire de numere, toate proprietățile pentru ca tripletul F plus punct să fie în el se obțin ușor din proprietățile operațiilor obișnuite de adunare sau înmulțire ale corpului R cu adunarea și înmulțirea. Spre exemplificare, am prezentat demonstrația afirmației că operația plus făcută cu funcții este asociativă. Și într-adevăr fie trei funcții fgh din mulțime f. Atunci funcția f plus g totul plus h aplicată în punctul x înseamnă funcția f plus g aplicată în punctul x plus funcția h aplicată în punctul x. Sau este suma numerelor f de x plus g de x totul plus h de x. Da, dar aici vorbim de adunarea în numere reale și atunci e desesizat că adunarea numerală fiind asociativă, rezultatul este egal cu suma numerelor F și G de X plus H de X. Număr care provine din F de X și funcția G plus H în punctul X sau funcția F plus G plus H în punctul X. Sigur, afirmația e corectă pentru orice X din domeniu. Deci, într-adevăr, F plus G plus H egal F plus G plus H. Așadar, operația de adunare a funcțiilor este asociativă. Absolut la fel, se demonstrează comutativitatea operației de adunare, asociativitatea respectiv comutativitatea operației de înmulțire, precum și distributivitatea înmulțirii funcțiilor față de adunarea funcțiilor. Mai departe, elementele neutre sunt funcția O, notată, nu e o notatie consacrată, o de x egal cu numărul 0 pentru orice x din D, U de x egal 1 pentru orice x din D. Aceste două funcții sunt elemente neutre ale operațiilor de adunare și mulțire a funcțiilor, pentru că dacă luăm o funcție oarecare f pe d cu valorile R, avem funcția f plus o în punctul x, înseamnă suma numelor f de x plus o de x, adică f de x plus 0. Evident, egal cu f de x care o pot înțelege ca suma numelor 0 plus f de x sau funcția o de x plus f de x sau funcția o plus f calculată în punctul x. Afirmație corectă pentru orice x din d, prin urmare avem f plus o egală f egală o plus f, adică într-adevăr funcția o este leme neutră la Dunării. Opusa unei funcții f este funcția notată minus f, definită firește pe d cu valori în r, prin egalitatea funcția minus f în punctul x este egală cu numărul minus f de x, care există fiindcă suntem în numere reale. Elementele inversabile ale acestui inel sunt funcțiile f pe d cu valori în cu proprietatea că f de x nu este 0 pentru orice x din d. Și inversa un astfel de funcție este funcția notată f la minus 1 pe d cu valori în f la minus 1 de x este numărul 1 supra f de x. Se observă imediat că f de x ori f la minus 1 de x înseamnă produsul numărul f de x ori 1 pe f de x, adică egal 1 sau egal cu funcția u de x, element neutru al operației de înmulțire. De observat că această inversă nu este aceeași cu inversa unei funcții față de operația de compunere. Divizorul 0 în acest inel sunt funcțiile f definite pe d cu valori în r care sunt egale cu 0 cel puțin într-un punct al domeniului. Mai precis, dacă domeniul conține două mulțime a b, nevide, disjuncte și cu reuniunea D, definit funcțiile, de exemplu, f și g, în acest mod 1 pentru elementele submulțimia 0 pentru x în b, respectiv invers pentru g de x, funcțiile F și G nu sunt egale cu funcția nulă, dar produsul f or g și produsul g or f, ambele dau ca rezultat funcția nulă pentru orice x din D, fiindcă f de x ori g de x înseamnă ori 0 sau 0, 1, adică 0. Acum, a doua parte a discuției, concentrată pe morfisme. Consider două mulțimi nevide, G, gamma, înzestrate cu legile de compoziție, să zicem, steluță și delta. Fie de asemenea o funcție pe G cu valori în gamma. Pentru x, y din G, fie f de x să spunem egal alfa, g de x să spunem egal beta. Ideea este prezentată în această diagramă. Ăsta este grupul G, unde am ales x, și prin compunere, cu ajutorul legii steluțe, obțin elementul Z. X prin funcția F se transformă în alfa, Y se transformă în beta, iar alfa și beta, prin compunere cu operația delta, dau elementul gamma. E firesc să ne întrebăm ce valoare are F de Z. Dacă F de Z este gamma, adică rezultatul operației alfa beta pentru orice X din G, atunci funcția F este morfit de structuri algebrice. Iată de ce apare condiția f de x compus y egal f de x compus f de y, în definiția morfismelor de grupuri. E bine, în mod firesc, va apărea de două ori în definiția morfismelor de inele sau corpuri, deoarece aici avem câte două legi de compoziție. Observați cum diagrama asta, prin faptul că f de z egal gamma, se, să spunem, închide. Așadar, definiția. Fie a și b, două inele sau corpuri. O funcție f pe a cu valori în b se va numi morfism de inele sau de corpuri. Dacă f de x plus y, adică prima operație a inelului A egal f de x plus f de y, prima operație a inelului B. f de x ori y al f de x ori f de y, mai exact f de x compus y după legea a doua din A egal f de x compus f de y după legea a doua din B. Și în plus f de 1A egal cu 1B, elementul între cele de a doua legi din B. Precizăm aici că plus punct nu înseamnă adunare și înmulțire. Și de asemenea că plus punct nu înseamnă aceleași operații în cele două inele. Se observă că, în definiție, impunem ca funcția F să transforme elementul neutru al celei de-a doua legi din A în elementul neutru al celei de-a doua legi din B. Această condiție nu este necesară în ce privește elementele între ale primei legi, pentru că, folosind că B cu adunarea este grup și orice element al său este simetrizabil, se demonstrează ușor că f de 0a egal 0b. Dar nu pot face această demonstrație pentru cea de-a doua lege și știm că b cu a doua operație este doar monoid. Așadar, condiția trebuie adăugată în definiții. Acum, la fel ca la grupuri, avem de reamintit câteva definiții. Noțiunea de izomorfism de inele, similară cu izomorfismul de grupuri, presupune să am condițiile ABC de morfism de inele și în plus funcția F bijectivă. Noțiunea de endomorfism de inele sau de corpuri presupune ca domeniul și codomeniul să coincidă și mai mult decât să coincidă să folosim aceleași legi de compoziție. Așadar, apar condițiile din definiție de morfism, dar aplicate de data asta acelorași legi. Plus, plus, punct, punct. f de x plus y egal f de x plus f de y relativ la prima lege din A f de x ori y egal f de x ori f de y relativ la doua lege din a, și f de elementul neutru al legea a doua egal cu elementul neutru al legea a doua. O astfel de funcție se numește endomorfism de inele. În situația particulară în care funcția f este și bijectivă, pe lângă faptul că este endomorfism, o vom numi automorfism de inele. Așadar, automorfismul înseamnă o funcție cu proprietățile de dinainte ABC și în plus bijectivă. O teoremă importantă ne spune că orice morfism de corpuri este injectiv. Și într-adevăr, dacă am admite prin absurd că funcția fie neinjectivă, se pot găsi două elemente ale inelului A diferite între ele, dar f de x al f de y. Ceea ce ar însemna că f de x în f de y este 0 din B, sau, din vreodată de morfism, f de x minus y este 0 Dacă notăm cu z x minus y, care nu e 0a, înseamnă că elementul z e inversabil, deci cu siguranță se de există un element t în a, astfel încât z or t și t ori z valorează 1a. Și atunci f de z or t este f de 1a, sau f de z or t egal f de 1 p funcția e fiind morfism, avem f de z ori t, f de z o f de t, numai că f de z e 0. Și atunci obținem f de z or f de t egal 1b, adică 0 or f de t egal cu 1, fals, pentru că într-un inel cu cel puțin două elemente, elementele neutre sunt diferite. Prin mare funcție f este obligatoriu injectivă. Exemplu de morfism. De la inelul z cu adunarea și înmulțirea, spre inelul ZN al claselor de resturi, cu adunarea și înmulțirea. Funcția care asociază un element clasa sa este un morfism de inele. Și verificările sunt imediate. F de X plus Y înseamnă clasa lui X plus Y, care prin definiție este clasă de X plus clasă de Y, adică F de X plus F de Y. La fel la înmulțire, f de x ori y este egal f de x ori f de y și f de 1 este clasa lui 1. Așadar, se verifică toate condițiile. Alt exemplu de morfisme, fie de număr între care nu e pătrat perfect, legat de exemplu de dinainte. Luăm corpul Q de radical din D cu adorarea și mulțirea și inelul care de fapt este corp anterior prezentat. Funcția definită pe Q de radical din D cu valori f de un element Z, al lui Q de radical din D, adică A plus pe radical din D, este matricea cu A pe diagonala principală, B pe diagonala secundară. Și elementul alfa 1, 2 este înmulțit cu B. Se verifică imediat proprietățile F de Z1 plus Z2 prin calcul F de Z1 plus F de Z2, lucru pe care l-am văzut aici la adunarea de matrice, și F de Z1 ori Z2 este F de acest număr Asta înseamnă această matrice, matrice care am văzut că provine din acest produs de matrice. Deci, am și egalitatea asta și în plus F de 1 sau 1 plus 0 radical din D este mat această matrice care e 2. F e morfism de corpuri. Surjectivitatea se obține imediat, fiindcă dacă eu această matrice A mare egal A de B, B i, alegând Z, A plus B radical din D, din definitiv de Z este matricea mare. Ca orice morfism de corpuri, este și funcția injectivă. Prin urmare, corpurile sunt, de fapt, izomorfe. Aici, un alt exemplu de morfism de corpuri cu aceste două legi de compoziție. Și funcția, arătați că funcția f de x egal x plus 4 este un izomorfism al acestor două corpuri. Și aici, verificările f de x plus y, x plus y plus 4 care ajunge imediat la așa ceva. f de x compus f de y egal cu f de x ori y și în plus f de 1 elementul neutru al primului inel este 5 elemente neutru al celui de-al doilea inel relative ambele la legea a doua. Un prim exercițiu absolut similar cu ce am lucrat fie aceste două legi de compoziție arătați că elementul neutru este 4 Găsiți A B ca funcția de forma F de x egal ca x plus b să fie un izomorfist de inele și rezolvați această ecuație. Verificarea la primul punct este imediată. Pentru determinarea funcției am folosit faptul că funcția transformă elementele neutre ale al ambelor legi în elementele neutre ale ambelor legi din al doilea inel. Și atunci aici elementul neutru al legii 2 este 4, și aici 1. Deci 4A plus B fac 1. De asemenea, elementul neutru al legisteluței este 3, aici 0, deci F de 3 este 0. Obținem pentru A și B aceste două condiții, 4A plus B, 1, 3A plus B, 0. Deci, funcția ar fi F de X egal X 3, dar vreau să înțelegeți aspectul de logică aici. Eu am arătat că funcția mea transformă elemente neutre în elemente neutre, dar nu am arătat că este morfism. Sigur că dacă este morfism, duce elementele neutre în elemente neutre. Invers, însă, în orice funcție care transformă elementele neutre în elemente neutre este morfism. Acest lucru trebuie verificat. Doar că verificările sunt absolut similare cu cele din anteriorul exemplu, iar bisectivitatea este o problemă extrem de simplă de clasa A10. -a. În fine, punctul C. Dacă x compus x de 2009 ori în inelul x valorează 2 la 2009 plus 3, înseamnă că f de x compus x de 2 minori egal cu f de 2 plus 3. Adică f de x ori f de x de 2 minori face 2 la 2009. Mai exact, f de x la 2 minori, 2 la 2009, deci x minus 3 la 2 minori, 2 la 2009. În numere reale, nu se poate decât ca x minus 3 să fie 2, deci x este 5. bijectivitatea funcției asigură, evident, unicitatea soluției. Un exemplu Dintr-un examen de bagărat mai vechi, dați exemplu de două funcții continue F și G pe intervalul 0-1 cu valori în R, diferite de funcția nulă, dar pentru care produsul lor este funcția nulă. Problema este un caz particular de divizorul 0 în inelul funcțiilor. Dar dificultatea suplimentară revine la arăta că funcțiile sunt continue. Alegând la întâmplare o valoare A din 0,1, vă puteți gândi la 1 pe 2 pentru simplitate. Funcția definită ca anterior, x minus A pe 0A și 0 pe A1, iar G invers 0 pe 0A și x minus A pe A1, are calitatea că în orice punct x, produsul f de x ori g de x, este fie x minus a ori 0, fie 0 ori x minus a adică zero. Funcțiile însă nu sunt funcția nulă, lucruri care se poate verifica în cel puțin un punct al domeniului, iar continuitatea lor în punctul A este imediată, observând că limitele laterale și valoarea funcției coincid toate cu 0, atât pentru F cât și pentru G. În orice alt punct al domeniului sunt evident continue, așadar ele constituie un exemplu de divizorul 0 în mulțimea funcțiilor continue și în inelul funcțiilor Definite pe 01 cu valori în Acest material împreună cu multe altele se găsește pe pagina de Facebook a emisiunii, precum și pe site-ul educred.ro. Vă urez mult succes! Prieteni, rămâneți alături de noi, pentru că revenim după o scurtă pauză cu o lecție de limba și literatura română.